Bun găsit, doamnelor, domnilor, încă o dată m-am convins că noi avem ceva la țigările de pe casă. Noi ca nație, fraților, de jur, pe cuvântul meu, deci mai rău de atâta cred că nu se poate. Și o să fac o scurtă introducere ca să argumentez. Da, băiatul ăsta, David Popovici, înotătorul, câștigătorul cursei la Olimpiadă de 200 de metri liber, este un tip atipic, da? Deci în România el nu are bazin în care să se antreneze. Băi, nu are bazin, ați înnebunit? Nu are bazin în care să se antreneze, să duce pe undeva prin cartierul militar din București, să facă el bazine acolo. Băi, dacă câștigă medalii la Olimpiadă. Dar nu asta era problema. Că, na, bazine, ce? E ca la bancul ăla. Lasă-mă că notăm în fiecare zi. Ne mai pune și apă în bazin câteodată. Dar nu asta este problema. Problema este altceva. Eu am senzația că noi trăim cumva într-o chestie absolut paralelă. Am spus-o la un moment dat când era campionatul european de fotbal și când Naționala României, datorită unor conjuncturi, până la urmă a ajuns în optimi, da? Și era plin toată povestea asta, înțeles? Bă, nu ne oprim decât în finală, două finale dacă jucăm și îi rupem pe micuți. Și toată lumea era pe principiul Jesui și Charlie Hebdo, adică România, pac, chestii socotel. Mă, când au luat-o aia cu 3-0 de la Belgia, păi ce, nu mai era nimeni acolo român, da? Mi-am adus aminte de celebrul 1 decembrie, când toată lumea își pune tricolorul la mașini, știți că vând aia cu 10 lei, nu știu cât vând ei pe stradă, tricolorul la care se agață, nu știu ce, toată lumea mândru că sunt român, Jesui român. Ce frumos! Vine 2 decembrie, nu mai suntem români, să moară capra vecinului dinpreună cu nevasta, copiii și vecinul în sine, da? Ei, acum aveți moda cu David Popovici, frate. Puneți voi presiune pe băiatul ăsta, da? Dar știți cum? Că toți vă pricepeți acum și la not. V-ați priceput la fotbal, iar acum sunteți toți cu natația, vă. Știți voi, bă, cum e cu ergonomia, cum alunecă în apă, cum trebuie să dea din picioruțe, cât trebuie să tragă, care este tactica în bazin, când trebuie să împingă, să nu știu ce. Ușor cu pianul pe scări, da? Băiatul ăsta va concura în finala de 100 de metri liber. Ei, acolo e altă calimeră decât aia de la 200 de metri. E cu tot o altă calimeră, da? Aici e vorba despre viteză, da? Iar cursa trebuie gândită. Dacă al nostru, să ferească Dumnezeu, îi doresc să rupă, da? Dacă al nostru nu va lua medalie, ce putea, aia de aur, că noi ne-am obișnuit, nu-i așa? Bă, să vă văd eu cât sunteți voi de hater, cum a spus toată viața voastră, da? Pentru că așa cumva ne-a învățat nu știu cine. Dom'le, când e de bine, toți suntem acolo, toți suntem specialiști. Mă, când e... Și vă mai spun ceva, să nu aveți așteptări, cum am spus-o și m-am jurat foarte multă lume, înainte de meciul cu Belgia, cu fotbalul, că mă întorc la fotbal. Când v-am spus ușor cu pianul pe scări, cu exaltarea asta, așa, că un meci are 90 de minute și că acolo știți cum e. Au și ei picioare. Ce bă, tu nu iubești România, tu nu ești suportă, tu nu știu ce. Ba da, eu îl respect foarte tare pe băiatul ăsta și dacă ați avea voi viața băiatului ăsta, ia, cred că v-ați urca pe pereți, da? Pentru că din toți comentatorii ăștia lui Pește Prăjit, doar 5% știu ce înseamnă să faci performanță. Iar ăștia 5% se abțin să comenteze pentru că poți avea o zi proastă. Și când ai o zi proastă, planetele nu se mai aliniază. Și atunci, oricât ai fi tu de bun, a închis la non-stop. Așa că mai ușor cu exaltarea asta și nu mai puneți presiune pe el, că e foarte, foarte tânăr. Și credeți-mă că se uită pe rețelele de socializare, se uită, iar presiunea voastră nu-i face bine deloc. Da? Ba mai mult decât atât, ați început să extrapolați, da, tot acest hate, că e un fel de hate, dar întors, cumva. Dom'le, că ce să ducă aia în tribune, ce caută X sau Y acolo în tribune să-l încurajeze? Bă, pe bune, voi sunteți sănătoși? Pe cuvânt? Dar, de fapt, despre ce vorbim aici? Vorbim despre noi, acum mă inclus și eu, o nație care atunci când e bine, e, vă iubim să nu știu ce, atunci când e rău, suntem, demisia.
Și mai avem cumva pretenții că noi judecăm cu capul nostru, când mergem să votăm, când luăm hotărâri parese democratice pentru nația din România? Hai, o să avem emisiune complicată astăzi, o să începem cu Breaking News. Avem imagini în exclusivitate, doamnelor și domnilor, cu mare încărcătură emoțională după ce, imediat după ce, un adolescent a călcat cu mașina doi copii. Unul a murit, celălalt s-a trezit cu piciorul amputat. În imaginile pe care o să le vedem, doamnelor și domnilor, o să recunoaștem disperarea. Nicoleta Cuculescu ni le explică. Bun găsit, Nicoleta. Sunt ultimele imagini, Laurențiu, cu cei doi frați de 7 și 9 ani, înainte să fie spulberați de adolescentul teribilist în vârstă de 17 ani. Cei mici sunt pe trotinete, se plimbă în parcare, dintr-o dată aud mașina și se feresc, se retrag între două mașini parcate, însă în câteva secunde apare, așa cum vedem și în imagini, mașina condusă de tânărul de 17 ani, merge cu viteză și îi zdrobește efectiv pe cei mici. Totul s-a întâmplat sub ochii mamei, care în momentul în care a văzut ce s-a întâmplat, a alergat disperată să își salveze copiii. Totodată, cu câteva momente înainte, tatăl copiilor plecase cu mașina din parc, iar camera lui de bord filmează mașina care gonește pe șosea. În acel moment, la volan, se afla tânărul de 19 ani, dar cel mai probabil, la scurt timp, cei doi adolescenți au făcut schimb de locuri, iar la volanul autoturismului s-a urcat băiatul de 17 ani, care, iată, a produs această tragedie. Îți mulțumesc, Nicoleta, pentru detalii, doar atât am de adăugat. Era vorba de parcarea unui parc din sectorul 3. În acea parcare, în fiecare zi, există, mai ales acum că este vacanță, există copii care sunt însoțiți de părinți sau de bunici pe trotinete, pe biciclete, pe ce vreți dumneavoastră. Dar există și un obicei al teribiliștilor din zonă, aceea de a se duce cu mașinile acolo, în zonă, și probabil ați văzut și dumneavoastră că se adună tinerii aceștia în diverse locuri să-și etaleze mașina lui tăticu și așa mai departe. Ba mai mult decât atât, pare să că cei doi, un major și un minor, frații, ar fi fost și sunt de altfel fii unui domn care este cunoscut având legături în lumea interlopă din acea zonă. De acolo cumva a venit și sfatul: schimbați-vă, și declară că tu ăsta micu, adolescentul, ai fost la volan, pentru că majorul ar putea face angrei de închisoare, în cazul minorului pedeapsa ar fi mult mai blândă. Detaliile sunt înfiorătoare, oameni buni, am ascultat și mărturiile familiei și credeți-mă că mai mare blestem ca asta e greu de înțeles. Să ai doi copii, unul să moară și celălalt să trezească fără picior, mă rog, e groaznic. Bun, hai să revenim la 100%. Bun găsit, Viorica Dăncilă. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Magda Visteceanu, de asemenea, cu noi. Bine v-am găsit, bună ziua și mulțumesc pentru invitație. Dorin Iacob este în studio, bun găsit. Bună ziua. Senatorul PNL Vlad Pufu, bun găsit. Bună ziua. Mircea Enstoian, cu noi, bun găsit. Bună ziua, bine v-am găsit. Felix Cosma, din partea PSD-ului, este cu noi. Nu o să vorbim despre acest subiect pentru că nu avem nimic de spus, în sensul că tragedia este una incomensurabilă, iar cei vinovați să plătească ancheta, să-și urmeze cursul. În schimb, vreau să vorbim despre o celebră fotografie. Fotografia surprinsă la un restaurant de fițe din capitală, locul unde, ce să vezi, s-au adunat băieții, fala social-democrației, să pună la cale ba una ba alta. Marcel Ciolacu față în față cu Mircea Gioană și cu o întreagă protipendadă de oameni, de unde nu putea lipsi celebrul combinator Victor Ponta. Mi
Mircea John a declarat pentru presă că a venit la petrecerea omului de televiziune în calitate de invitat și nu a avut nicio discuție politică cu Marcel Ciolacu, deși cei doi posibili prezidențiabili au stat chiar față în față la masă. Premierul a reacționat ironic în acest caz. A declarat că a vorbit cu Gioană despre fotbal și not. Eu acolo, împreună cu domnul Gioană, domnul Victor Ponta și cu alți invitați, cu mama domnului Tucă, deci a fost foarte multă lume invitată. Nu e exagerat de multă. Am participat la ziua unui jurnalist celebru în România. Am ales un jurnalist pe care și eu și Sorin și Olguța sunt ferm convins că îl urmăream la televizor când încă eram pe la tineret. Normal, când se strâng mai mult de doi români, vorbesc despre fotbal, despre politică. În seara aceea am vorbit și despre not. Dar nu am intrat în negocieri politici. În exclusivitate pentru Realitatea Plus, Marius Tucă a dat cărțile pe față și a mărturisit că acesta a fost pretextul ideal ca Gioană și Ciolacu să se întâlnească. Cele mai importante discuții ar fi fost despre Partidul Social Democrat. Perfect conștienți amândoi, s-au salutat și cu doamna Mihaela Gioană, pentru că Marcel Ciolacu a venit însoțit. S-au discutat mult și el și cei doi, și Victor, despre chestiunea cu PSD, care au fost problemele PSD-ului. S-au purtat foarte politicos și foarte diplomatic. Mircea Gioană a stat chiar lângă patronul trustului de presă, care a făcut publică informația că secundul NATO ar fi trimis o coroană la înmormântarea spionului comunist Mihai Caraman. Gioană a negat vehement că a trimis coroana și a atacat publicația pentru un demers pe care l-a numit penibil politic și degradant jurnalistic. Mihai Caraman a fost un spion comunist care a obținut documente și informații secrete de la NATO pe care apoi le-a livrat sovieticilor. Și candidata la prezidențiale, Ana Bircea, îi lansează acuzații grave fostului său coleg de partid pentru scandalul cu coroana de flori. Neagă, nu eu, agenturile s-au folosit de pompele funebre ca să mă discrediteze, vezi, doamne. Prostănacul, tot prostănac rămâne și își dă cu firma în cap, din nou, și apoi se jeluiește că, vezi, doamne, e curat ca lacrima. Într-o postare pe rețelele de socializare, Bircea a scris despre Gioană că are nostalgia vremurilor trecute și că ar fi făcut o vizită secretă la Moscova în 2009, moment în care ar fi fost decorat de comuniști. Mircea Gioană a fost invitat la ziua lui Marius Tucă. George Copos s-a oferit să-l aducă la masă pe Mircea Gioană, care se afla la câteva străzi distanță, la un alt restaurant. Copos a fost convingător, probabil că avea în intenție să stingă conflictul dintre Radu Budeanu, patronul Gându, și Mircea Gioană. Unul dintre aranjori, sigur că a fost George Copos, al doilea a fost Radu Budeanu. Niște evenimente cu caracter public pe care, atenție, chiar protagoniștii le-au dorit a fi publice. Și Gioană și Ciolacu au dorit acest lucru. Complotul de la Poesia o să-i lase puțin mai șchiopi în zilele următoare, atât pe Gioană cât și pe Ciolacu, care nu prea are cum să vândă candidatura lui Gioană la cei din PSD. O jumătate din PSD cel puțin nu-l vrea pe Gioană și probabil că jumătate de la lui Gioană nu vor mai vota cu Gioană în momentul în care el se duce în fruntea PSD, pentru că sunt anti-PSD-iști. Cei care l-au sfătuit pe Ciolacu să aibă această întâlnire ad hoc, nepotrivită, au greșit. Ar fi trebuit să aibă loc în săptămâna următoare și nu acum. Bun, acum cumva împărtășesc și eu părerea lui Cosmin Gușă. Eu cred că domnului Ciolacu i-a convenit foarte tare apariția domnului Gioană la acea gapă prietenească, fie vorba între noi, într-un singur motiv, și anume că se știa foarte clar că se vor face fotografii, iar acestea au apărut în spațiul public cumva neasumate, da? Pe niște rețele de socializare de-astea chinezești, TikTok, și după aceea au fost preluate de întreaga media din România. Și acum o să vă spun și de ce, dar vreau și comentariul dumneavoastră, dragi invitați, pentru că, uite așa, domnul Ciolacu mai arată o pisică către Modrogan. Modroganul fiind sediul PNL-ului, ca să înțelegem exact despre ce este vorba. Dar să vin la doamna Dăncilă, că tot din partidul ăsta vine. Bun. Cosmin Gușă zice că l-a adus Copos pe Băzi și că n-ar fi fost invitat pe Mircică de la alt restaurant, dar eu mi-aduc aminte de altă poveste. Mai țineți minte cina aceea cu șeful de la Altex, cina aia cu ciucă?
De la restaurant de la Copos? De la, da. Da? Și au apărut și de acolo. Și ce să vezi, imagini, nu știu ce, și după aceea a venit peste, a venit peste șeful de la Altex, pentru peste patronul de la Altex, au venit dezvăluirile alea. În ce să vezi? Tocmai în publicațiile lui Budeanu ăsta, nu, cu orgiile de la Penthouse, cu La 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 și Lululu și așa mai departe. Să mai vedem și la Ubere. Da, da, se adună combinatorii și vă mai dau un hint foarte tare. Doamna Lasconi de la USR a mușcat. Da, ea a mușcat. Da, datorii comuniștii, nu știu ce. Și aici e Victoraș, Grobian, ca de obicei, ce avea, s-a trezit cu Ana Lena să comenteze. Adică, lucruri de-astea, da, băieții ăștia, cred că au aranjat-o într-un mare fel. Ce părere aveți dumneavoastră, apropo de asta, că știți cam cum se joacă poveștile astea la nivelul mare, așa. Atunci când deții o funcție publică și participi la un eveniment, este normal ca cineva care este la acel eveniment să facă poze, înregistrări, filmări. Deci eu cred că nu s-au ferit. Au știut toți că sunt filmați sau că sunt fotografiați. Domnul Ciolacu știa că va veni domnul Joana. Exact. Adică nu cred că ar fi participat. Exact. Pur și simplu era o surpriză. Pe de altă parte, și eu am fost președinte al Partidului Social Democrat. Dacă mă întâlnesc cu un fost președinte al Partidului Social Democrat, este normal să discutăm, pentru că politica nu înseamnă neapărat să te urăști dacă ai făcut parte dintr-un partid sau dacă ești din alt partid politic. Doamna Dăncilă, deci nu în contextul era... Domnul Botin, ce trebuia să facă domnul președinte Ciolacu? Deci în urmă cu două săptămâni a apărut discuții că domnul... Să spună, domnule, dacă vine la număr... Hai să admitem că Ciolacu nu știa. Hai să admitem că Ciolacu nu știa. Dar cineva combinator a vrut ca această fotografie să fie comentată. Uitați, de ce? Că... Ca să dea Buzdugan, uite la Pufu acolo, să știți că și eu, în bătătură la PNL. Hai, mă, Stencu. Nu dă niciun Buzdugan. Vine o cunoștință, nu mai vine, nu mai ținut. Pentru că nu există nicio necunoscută în ecuația asta. S-a dorit să apară această poză. Astfel de evenimente au loc și mai ales atunci când este o aniversare a unui jurnalist foarte cunoscut. E un prilej de socializare, să știți. Toți oamenii politici se întâlnesc acolo pentru că sunt pur și simplu invitați în emisiunile respective sau, eu știu, în diferite alte evenimente. Deci astfel de aniversări au loc și sunt locuri unde se întâlnesc fiecare. Dincolo de această chestiune, eu nu știu de unde apare noțiunea asta de independență a domnului Joana, pentru că domnul Joana, poate că formalizarea ei ca și candidatură, dar domnul Joana este un om care are o carieră măreață în interiorul PSD. Eu îl țin minte de când eram jurnalist, a fost purtător de cuvânt, a luat-o de jos, secretar de stat, ministru de externe, ambasador și așa mai departe, toată această carieră. NATO cu ajutorul, adică de fapt cu ajutorul, doamna Dăncilă, da, doamna premier Dăncilă, Iorica Dăncilă. Tocmai pentru că noi suntem în coaliție și discutăm lucrurile altceva. Ascultați-mă până la capăt și am închis. Și am încercat să vindeți ideea că s-a negociat candidatura președintelui. Nu s-a negociat nimic. N-am spus că s-a negociat. Eu am spus că este un fapt care... Vă s-a arătat pisica la liberal. Ce vorbim aici? Uzuale în cadrul unui astfel de evenimente, că e normal să fie acolo, nu s-a discutat, dar nu înțeleg de unde există discuția aceasta pe independența domnului Joana. Stai așa, este ziua mea, Dorin, o secundă. Sângele apă nu se va face niciodată, este, domnul Joana alo, este PSD. Este ziua mea, este ziua mea și bă, vine la masă Ciucă și George Simion și stau față în față, da? Și nu mai vine, na. Ce iese? Ce iese din fotografia aia? Zici mie. Sunteți o persoană care are prieteni din toate domeniile publice. Nu s-a negociat nimic. S-a discutat exact ce au spus fiecare dintre ei. Unii au spus că au discutat și despre politică, alții n-au recunoscut. Eu vreau doar o decizare despre domnul Botin. Lăsați-mă un minut, nici măcar 10 secunde, vă spun ceva. Avem două chestiuni certe. Una, că Joana a declarat candidezi independenți 100%, a spus acest lucru, e o declarație, și noi avem congresul în 24 august. Facem în momentul de față conferințele de alegeri în județe. În 8 am și eu la Bihor. Atâta avem în momentul de față, gata, deci și desemnarea candidatului, desemnarea candidatului nu, domnule, pentru președinte. Eu nu cred că are legătură PNL-ul cu discuția de aseară sau cu întâlnirea. N-are. Haideți să ne înțelegem. Stați un pic. Al alegerilor din România.
Un titlu de film este Lunga vară fierbinte, care o să țină până în toamnă, cu tot felul de combinații, întâlniri, întâmplări, fotografii, compromisuri, speculații, amintiri, etc. Se va întâmpla asta, se întâmplă asta, iată că și aici cei doi de la cele două partide sunt într-o lungă vară fierbinte și va continua. Dar eu vă mai spun un alt film, mult mai simplu și mult mai subtil. Moscova nu crede în lacrimi. Punct. Stați un pic că s-a trezit și Armand. Știi că s-a băgat, deci Elena Lasconi s-a băgat și pe Ponta a gratulat-o cu Coana Leana, dar s-a băgat și Armand, hai să vă umfle râsul, că a băgat și ea pe Facebook, că, că s-a întâlnit Covricaru, Dottore și cine, mă? Stai un pic, că nu-mi iese. Ioana Zima, cu cine s-a întâlnit, cu cine? Covricaru, Dottore și cu mai cine? Și cu Prostănacu. Da, da, domnul Votin. Bă, urmează, acum să ne întrebăm, să îmi dați voie numai puțin, că n-am pasiunea voastră politică. Uite și pe asta. Îmi dați voie puțin. Covricaru, Dottore și Prostănacu. În Moscova și alte capitale mici europene de prin jurul nostru, există anumite interese și anumite pasiuni ca nu cumva un anume domn să ajungă președintele României, că chiar n-ar da bine, că în rest ei se descurcă destul de bine pe la noi prin curte. Bun, și ca să vă dovedesc încă o dată că este făcătură și asta, fotografia a apărut când, băi, dacă te duci la masă și la ziua cuiva, ăla te tratează cu un pahar de vin, da? Domnul Ciolacu are apă în le pahar, toată lumea are apă în le pahar, toată lumea nu bea, nu aia. Ales un pahar de vin, cu excepția domnului Joana. Cu excepția domnului Joana. Uite că e galben. Cu excepția domnului Joana. Este o fotografie că domnul Ciolacu e cu paharul la gură și este apă toată ziua. Apă, eu aș vrea să spun altceva. Iartă-mă că te întrerup. E, mă scuz, da. Așa. Ideea e următoarea. Să te afli la o masă un ziarist de talia lui Marius Tucă, cu Radu Budeanu, pe care toată lumea știe, conduce un trust și a avut cancan cu paparații și așa mai departe. Nu că a avut, are cancan, mă rog, și gândul. Da, așa. Și să te apuci să discuți politică în condițiile astea, mi se pare ori să n-ai simțul realității, ori să fii dus cu capul. Au vorbit de probabil fotbal. Probabil s-au discutat. Deci Mircea, n-au vorbit mai politică, că a intrat aseară Marius Tucă și a spus foarte clar. Aș fi ipocrit să nu spun că s-a discutat politică, dar în mare parte ne-am uitat la politică. Se vede, ziceți, doamna Lasconi cu domnul Ciuca, am înțeles, să vedeți știrea atunci la dumneavoastră, când o să se întâlnească cei doi. Dacă domnul Cosma, sunteți defazat, trebuia să fie... Se va întâlni în sediu de partid undeva. Toți se vor întâlni, am înțeles. De asta. Rău dorit aici este împotriva lui Joana. Nu este pentru Ciolacu sau pentru Ciucă. Sau dar este mesaj, împotriva lui Joana. Nu, este mesaj pentru PNL. Ce Dumnezeu. Este și un mesaj pentru toată lumea. Mercurial, doamnelor și domnilor. Mercurial, adică prețul pieței, dar în 2008 ce să vezi, firar. La Saint-Tropez, unde nu era lui de Funes, ci doar iahtul acela frumos și elegant, cu petrecerile și grupul de la Monaco, doamnelor și domnilor, se negociau ce? Banii pentru un post de deputat, sau mă rog, de parlamentar și un post de ministru. La acea vreme, 100.000 de euro postul de deputat și 200.000 de euro, mult frate, după părerea mea, un post de ministru. Beneficiar domnul Joana. Cine spune asta? Soția domnului Rizea. Ion Bazac i-a spus soțului meu că ar trebui să dea și 100.000 de euro pentru partid, pentru campanie electorală, adică pentru promoționale, pentru tot ce înseamnă ca să susțină chestia La cine asta. Să dea banii? La partid? Nu, lui Mircea Joană. I-a spus că Mircea Joană îi cere acești bani. 100.000 de euro pe care soțul meu i-a scos din bancă, din contul nostru, și a dat doamnei Camelia Bazac. De doamna Camelia așa Bazac. Așa în pungă? Așa în pungă. Și a zis că îi duce domnului Mircea Joană. Cristian Rizea a făcut un denunț, da? Da. La DNA. Da. În care a spus ce? Se recunoaște că acești bani au plecat de la noi și au ajuns. Deși se recunoaște și că Mircea Joană a pretins 100.000 de euro și a primit 100.000 de euro de la Rizea Cristian. Aveți aici dovada. După această 100.000 de euro, apare în ordonanță și suma de 200.000 de euro pe care, de asemenea,
soțul meu i-a dat-o domnului Mircea Gioană, prin intermediul familiei Bazac, pentru că urma campania electorală pentru președinție a domnului Mircea Gioană și i-a promis soțului meu că va fi ministru. Avea un plan, domnul Gioană. Prima dată să fie ministru la ceva tineret, sport, o perioadă de 6 luni în care l-ar fi ținut prim-ministru pe domnul Iohannis. Noi am avut o prietenie cu familia Gioană, la modul că ne vedeam foarte des, luam masa, toate vacanțele făceam împreună în anii aceștia, între 2005 și 2008-2009. Noi eram deja la Monaco în vacanță și l-am invitat pe domnul Gioană cu familia acolo. În anul 2008. A fost o vacanță de 10 zile. Cât costă o cameră? 100 de euro pe noapte. O cameră? O cameră. V-au sugerat la ce hotel? Da. Da, 1500 da, de euro pe noapte da, cameră. Da, și că ar prefera să facem petrecerea pentru fica domnului Gioană undeva retras, să nu cumva să ne vadă cineva. Și am închiriat o barcă mai mare de 25 de metri. Domnul Gioană ne-a rugat să ne oprim la Cannes în drum pentru a lua și pe domnul Raul Doicescu cu familia, Giancarlo Vigo. Acest italian a ținut foarte bine legătura cu domnul Gioană. Domnul Gioană, profitând, bineînțeles, de faptul că italianul avea un avion privat pe care i l-a lăsat pe aeroport la Băneasa să-l folosească în toată campania electorală din 2009. Adică? Cu acest avion s-a deplasat Mircea Gioană toată durata campaniei. Am Unde? Continuat vacanțele. În 2009, în vară, iarăși l-am invitat tot la Monaco, la restaurante, la ieșeam seara, după aceea vroia la club, la Jimmy's. Vă dați seama, vroia, acolo domnul Gioană, da, îi plăcea la club? Îi plăcea, sincer. Numai o masă este 6.000 de euro. Numai să rezervi masa? Masa la și acest cu club. Ceva dar ce are așa băut, special clubul ăsta? În primul rând e cel mai vechi din Monaco și e de tradiție. Fie la el acolo, săraci la Monte Carlo, ăștia bogați la Mamaia. Băi, fraților, stați așa. A existat plângere penală împotriva domnului Gioană că a luat bani exact de la Cristian Rizea. Și a fost ținută de Ioana plângere. Până s-a prescris și anume prea frumoasa infracțiune. Dar banii erau... Da? Dar refera scrie că s-au luat bani, adică nu... Asta nu înseamnă că nu există fapta dacă s-a prescris. Lucrurile sunt certe. Pe de altă parte, și domnul Rizea era, eu mi-aduc aminte perioada 2009, domnul Rizea atunci era președinte PSD Diaspora, într-adevăr, că domnul Rizea se lăuda, că așa este felul, îl știm, adică îl știi și e, voi presa. Nu se lăuda atunci că i-a dat bani. Nu se, ba da, la apropiați, ba da, spunea că i-a dat bani. Bun. Întâmplarea face că eram în asta, PSD Gioană, în perioada adică respectivă. Îi place viața. Băi, îi place viața, dar pe de altă parte și domnul Rizea făcea niște eforturi maxime ca să susțină această opulență. Pentru că știm foarte bine că domnul Rizea a fost condamnat într-un dosar în care a primit și a cerut suma de 300.000 de euro. Se pare că banii ăștia ajungeau și la domnul Gioană, dacă e să ne uităm din se declarațiile. Pare mai devreme a zis că e cert. Eu nu cred că rezultă din documentele cu pricina o recunoaștere a domnului Gioană. Recunosc ceilalți pe parcurs că au mișcat niște bani. Nu, domnul Gioană... În concluzia că în alte curse spune deci așa... Deci îți iau telefonul, jur, lasă-mă. Deci domnul Gioană a vorbit despre asta, da? A dat el un fel de drept la replică povestea. Dar dă-mi și mie să văd în tablă. Dați-mi și mie, că dacă nu-mi dați în tablă, degeaba, până acolo chiar că nu bat, jur. Drept la replică. De o bună perioadă de timp ce coincide în bună parte cu timpul meu la NATO, pionii unor forțe externe ostile României și forțe interne dubioase duc o campanie de denigrare la adresa mea. Singura așa zisă dovadă pe care o au este o poză făcută acum aproape 20 de ani. De-a lungul carierei politice, cred că am făcut sute de mii de poze. Nu sunt eu responsabil pentru faptele celor care greșesc în fața legii. Acest domn certa grav cu legea, adică paranteză de la mine, Rizea, condamnat pentru corupție, fugar o lungă perioadă și
de timp pe la Chișinău și Tiraspol, aruncă cu noroi și face acuzații false și fără acoperire. Faptul că declarațiile lui fără a aduce dovezi sunt reluate și iar și iar în spațiul public reprezintă o gravă încălcare a deontologiei profesionale și la 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 la. Păi, măi, domnul Gioana, dar nu erai, mă, pe iaht? Ai o singură chitanță prin care ne dovedești că ai plătit hotelul, o masă la restaurant, chiria la iaht? Una, mă! Nu-i plătea domnul Rizea, pentru că domnul Rizea era președinte PSD Diaspora și toate deplasările pe care le făcea Mircea Gioană, că doamna Dăncilă era în perioada aceea în partid și domnul Gioană se mai ducea în Italia, se mai ducea în Spania și dacă e să ne luăm la... Adică mi-aduc aminte ce spunea la vremea respectivă Cristi Rizea, zicea că el se ocupă, el... plătește absolut tot, cazarea, masa celor care merg la acțiunile din Diaspora. Doamna Dăncilă, e o cotumă, Mircea, domnul Cosma, hai acum că vorbim de Gioan ăsta, viteazul, bă, da, că e supărat el că agenturile au făcut o conspirație, că el a făcut sute de mii de poze. Bă, ești nebun, arată-mi... nu știu, 15 poze cu tine la bustul gol, pe un iaht la Saint-Tropez, înconjurat de ăla care zice că ți-a dat bani ca să-l pui ministru. Bă, arată-mi cu șampanii, cu figuri, cu chestii, cu socoteli. Da. Arată-mi o singură chitanță prin care tu ți-ai plătit șampania, lei șampania aia. Laurențiu, Laurențiu, dai puțin. Da, stau. Deci s-a spus foarte clar aici, că banii au ajuns la doamna Bazac. Nu, avem noi certitudinea că de la doamna Bazac a ajuns la doamna Gioană sau la domnul Gioană? Nu rezolta asta din document. Păi, se spune că banii au fost dați de către doamna Ariza, doamnei Bazac. Atât. Păi și documentul ăla, da, plângerea aia penală trebuia să se... ce? Să se ocupe de o anchetă. Da? Tocmai, despre asta e vorba. S-a prescris. Că s-a oprit aici. Oare pentru că ce? în mod normal, doamna Bazac trebuia chemată și întrebată, nene, ce ai făcut cu banii? Unde sunt banii? Păi banii, să vezi că mi-am luat portocale de ei. Nu e bine. Da, mai devreme m-a întrerupt Laurențiu și tocmai vreau să-i spun că în concluzie n-aveam de unde să știu eu și n-aveam cum să rețin ce s-a întâmplat în 2009. Și ăsta e motivul pentru care am zis să citesc. Spune, concluzia înaltei curți în dosarul în care fostul deputat PSD a fost găsit vinovat. Spune, fostul deputat PSD Cristian Rizea era angrenat în campania lui Mircea Gioană pentru alegerile prezidențiale din 2009 și avea nevoie de 300.000 de euro pentru susținerea acestei candidaturi. A fost vinovat că a pretins și a primit 300.000 de euro de la afaceristul Lucian Coltea în schimbul intervențiilor făcute de către acestea, nu știu ce. Deci, că Rizea a luat 300.000 de euro și i-a dat lui alt dosar. Păi, ăsta e alt dosar. Ai lipit-o perfect pe asta. N-am spus că e alt dosar. Este normal, e dosarul lui Rizea care nu are legătură cu povestea de 300.000 de euro, că i-a cerut Gioană să... Exact, am zis că avea nevoie de niște bani. Pe firul banilor. Deci, de ce la DNA... Mircea, ai înțeles ce am spus da, eu? Înțeles, că el era în căutare de bani Rizea. Și e posibil... Rizea. Da, și e posibil ca banii respectivi să fie ajuns la Gioană. Supranatural... că se dă cașcaval pentru posturi de deputat și de ministru. Bă, ți se pare supranatural? Da, imposibil ca aia 300.000 să fie ajuns la Iohannis. Vrei să spun și pe aia bună? Mi se pare chiar supranatural când un politician își pune secretar de stat, vicesecretar de stat, șef de instituții și îi cocoșează din salariu. Da, e posibil ca aia 300.000 să fie ajuns la Iohannis, că Iohannis urma să fie prim-ministru? Dacă sunt bani, gata, mă, dar nu. Dar haide să ajungi la Pufu, că era ziarist atunci, mă. Deci da, dacă sunt bani, să luăm culoarea că v-ați enervat. O să vă ofer. Da, să te duci cu punga, ea nu-ți bani. Da, mă, gata, deci toată lumea e fată mare. Băi, n-a luat nimeni bani. Hai, mă, să fim serioși, mă. Ce tot zice ăla că forțele oculte, bă, fac forțele oculte, te dor dinții. Imediat o să ne întoarcem la combinatorul Victoraș, da? Hai că nu se mai poate și cu Victorașul ăsta, dar aici nu eu, nu eu, nu eu, un fost judecător zice de el. Revenim în câteva minute. Ceva mai devreme vă făcusem atenți că la combinația de la ziua lui Tucă, hop și domnul Ponta, da? Și spuneam că e așa, genul de combinator. E bine, fostul judecător, domnul Puțora,
I-a spus colegii mele, Anca Alexandrescu, cum a fost el condamnat. Dar la ordinul cui? Și de ce? Brief, așa, pe scurt, era în cărți să fie ministrul justiției. Și ce să vezi? Domnul Ponta s-a enervat foarte tare. Iar de acolo s-au pornit ce? S-au pornit cătușele via DNA, via justiție. Dacă o astfel de legătură negată, nu, de domnul Ponta, este reală, puteți trage singur concluzia. Iată materialul. PSD avea nevoie să facă guvernul s-a rupt cu ALDE. Și la ALDE iarăși a fost o negociere politică cu privire la posturi și așa mai departe și unul dintre posturile de la justiție a fost la ALDE. ALDE fiind niște oameni care erau rupți din PNL, sigur că mă cunoșteau și pe mine și m-au chemat și pe mine să mă întrebe dacă vreau să fiu ministru și așa mai departe la justiție. Că ei, așa, eu le-am spus că nu vreau. Nu cred că au durat 3 zile și m-au luat de pe stradă. Cu 20 de oameni m-au luat, că eram un infractor periculos și atunci când m-au arestat pentru că era indignat opinia publică, pe o promisiune, da, mă. O promisiune care rezultă din comportamentul meu, din comportamentul avut. Nu, comportamentul echivalează cu o promisiune. Și promisiunea este o mită. Rude Lobeja, ce să zic, iarăși, din punctul meu de vedere, o victimă colaterală, pentru că el mi-a spus de multe ori, păi, Ovidiu, după mine nu mă întreabă nimic ăștia, doar dacă i-am dat mită la Udrea, eu spun că nu și zice, bine, du-te la arest. Și la Rude Lobreja și la Dan Șova știu că s-au acceptat rejudecările. Ambii au fost condamnați, Șova cu suspendare, iar Rude Lobreja cu executare. Dumneavoastră v-au cerut să faceți vreun denunț? Da, mi-au sugerat, nu mi-au zis așa în modul direct. Am văzut o listă, la un moment dat mi s-a pus o listă cu niște nume. Bineînțeles, erau nume de oameni politici și a zis, dacă zici ceva de ăștia, Tăricianu era pe listă, Nelu Olteanu. Deci majoritatea de la PNL. Da, 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 da. Și zicea, păi știm că-i cunoști. Era o listă, vreo 10-12 persoane, și zice, știm că-i cunoști, că nu știu ce. Păi, domnule, faptul că-i cunoști nu înseamnă că știu că oamenii fac infracțiuni. Că, da, de unde să știu așa ceva? I-am zis, nu știu despre ei. Și, nu nimic, că-ți dăm noi. Păi, în schimb, era libertatea. Da. Nu mai comentăm, o să luăm pauză despre bani, despre voi, despre pensii în câteva minute. Da, am revenit, doamnelor și domnilor, avem date îngrijorătoare, pensiile și salariile ar putea fi înghețate pentru că datoria publică se apropie vertiginos de pragul critic de 55%. Ea este undeva acum la 52% și ce să vezi, nu sunt semne de bucurie nici în viitorul apropiat. Datoria a ajuns la 852 de miliarde de lei, ne explică colega mea Alexandra Nistorescu, bun găsit! Datele ne arată că în aceste momente datoria publică a țării noastre a ajuns la 52,1% din produsul intern brut, adică a urcat în luna aprilie la 852 de miliarde de lei față de 845 de miliarde de lei cât a fost raportat în luna precedentă. Iată că această datorie continuă să crească și există într-adevăr un risc de înghețare a pensiilor și salariilor. Avem și o lege care spune acest lucru. Concret, în cazul în care datoria publică depășește pragul de 45%, dar rămâne sub 50% din PIB, atunci ministrul de finanțe trebuie să explice în guvern această creștere, să justifice această datorie publică, iar în cazul în care datoria depășește pragul de 55% din PIB, dar rămâne sub 60% din PIB, atunci guvernul poate lua măsuri pentru a îngheța cheltuierile cu asistența socială și ne referim aici la pensii și salarii. Datele acestea vin în condițiile în care gaura din bugetul de stat a ajuns la peste 63 de miliarde de lei. Sunt șanse mari ca executivul să nu se încadreze în ținta de deficit asumată în legea bugetului de stat, iar cele mai mari cheltuieli au fost cele cu salariile, peste 77 de miliarde de lei și peste 38 de miliarde de lei pentru bunuri și servicii. Mulțumesc, Alexandra, ni s-au alăturat Doina Pârcălabu, fost șef al Casei de Pensii, bun găsit, mulțumesc pentru prezență. Gheorghe Alomițeanu, de asemenea, a fost ministru de finanțe, bun găsit, domnule. Bună ziua, doamna Pârcălabă, vin la dumneavoastră. Dacă vom ajunge la acel prag critic, da, undeva la 55, e nevoie, conform legii, până la urmă, să înghețăm pensiile și salariile. Ce se va întâmpla cu pensiile recalculate?
Pensiile recalculate vor intra în linie dreaptă și ele vor rămâne în plată în continuare în... În formula recalculării, în formula recalculării. Ori suntem, iată, cu o lună înainte de termenul la care legea trebuie să producă efecte și pensionarii își vor primi în luna septembrie pensiile recalculate. Practic, din acest moment nu se mai poate face un pas înapoi. Pe de altă parte, pensiile, odată stabilite într-un quantum, ele își păstrează regula de calcul până la sfârșitul vieții unei persoane. Ceea ce am făcut noi, în schimb, în acești 24 de ani, tot am modificat legislația privind pensiile din sistemul public. Spunem că s-a reformulat sistemul de pensii din România prin diversificarea lui pe mai mulți piloni și nu avem răbdare ca o măsură să producă efecte intervenind cu modificări legislative și suntem în situația în care, iată, discutăm acum de a nu știu câta recalculare, pentru că recalculările ale pensiilor au mai fost făcute. Tocmai datorită acestei tranziții de la o legislație anterioară, plecând de la salarizarea în economia socialistă și acum, odată cu intrarea în Uniunea Europeană, ne-am aliniat regulilor sistemelor de securitate socială din Uniunea Europeană. Domnule Ermețeanu, explicați-ne și nouă și vă aștept la doamna Dăncilă. Cum e cu povestea asta, cu datoria, cu înghețarea salariilor și a pensiilor și cumva poate reușim să răspundem, dacă avem răspunsul și argumentele necesare, unei afirmații care circulă mai des în societate și anume faptul că ele, da, vor fi recalculate pensiile, dar ce să vezi, nu sunt bani la buget și atunci vor fi măriri de taxe și impozite. Aceste praguri de 45, 50 și 55% privind nivelul datoriei publice sunt stipulate în legea responsabilității fiscale și arată prudență în gestiunea finanțelor publice. Nu se prevede vreo sancțiune. Sigur că guvernul a început să manipuleze cifrele bugetare spunând că, domnule, avem un deficit bugetar și ne-am împrumutat pentru investiții. Dar nu. Asta e o manipulare a cifrelor pentru că avem împrumuturi direct pentru anumite investiții. Și de ce să ne împrumutăm pentru investiții dacă avem fonduri europene neutilizate și avem vreo 9,6 miliarde de euro în Banca Națională din PNRR. Dar nu există o sancțiune. Într-adevăr, ce spunea doamna Pârcăla, avem o lege privind sistemul de pensii și trebuie să plătim pensiile. Dacă depășim datoria publică, nu există sancțiune, numai pe legislația europeană. Dacă depășim 60% din PIB, intrăm pe procedura de dezechilibru excesiv. Dar sunt multe țări care au datoria publică. Ce este îngrijorător? Că noi nu avem o datorie sustenabilă, ne împrumutăm la dobânzi foarte mari, deja dobânzile pe 6 luni sunt la vreo 17 miliarde de lei, 1% din PIB, până la sfârșitul anului o să avem peste 2% și cheltuim foarte mult cu dobânzile. Aici avem și s-ar putea, dacă Doamne ferește, va fi o criză financiară, cum s-a întâmplat în 2007-2008, s-ar putea să nu putem plăti pensiile, chiar dacă e o datorie, că nu ne mai putem împrumuta. România are o mare problemă legată de credibilitatea pe piețele financiare. Suntem la foarte jos cu ratingul de țară și sigur că poate să existe un risc să nu putem plăti pensiile dacă nu ne mai putem împrumuta. Dar sigur că deocamdată există lichiditate pe piețele financiare. Problema este că plătim foarte multe, adică nivelul cheltuielor cu dobândă e destul de sus și România, ca să se încadreze, să reducă deficitul bugetar, trebuie să introducă impozite și taxe, care va fi mult mai rău pentru, și pentru români și pentru mediul de afaceri. Scade puterea de cumpărare și multe firme vor intra în faliment, ceea ce se întâmplă și acum. Ați văzut, domnul Ialomițeanu, că cel puțin de la începutul anului, în primele 4 luni ale acestui an, mai mult de 16.000 de societăți comerciale și-au închis, practic, activitatea. Și stocul de datorie pe primele 4 luni a fost de 70 de miliarde de lei.
aproape ca în 2020. O să fie mai mult decât în 2020. Creșterea stocului de datorii a crescut cu 100 de miliarde. Hai să nu intrăm în lecție de economie. Vă cred, mi-a atras atenția. Mie mi-a atras datoria publică, mai mult decât în pandemie. Ok, dar mi-a atras atenția afirmația dumneavoastră din experiența de ministru de finanțe și de economist, și anume aceea, doamna Dăncilă, doamna Pârcălabu, că dacă nu o să ne mai putem împrumuta, pentru că deja dobânzile sunt foarte mari, da? Noi nu vom mai putea plăti pensii. Și vine întrebarea, dar noi plătim pensiile din împrumuturi? Și dacă așa este, cumva... Toată povestea asta cu recalcularea, care e un efort major bugetar, și poate ne ajutați, doamna Pârcălabu, să ne spuneți cam cât de mare ar fi estimativ acest efort, e în pericol? Adică, cum, e așa pe gheață subțire povestea asta? Dacă nu ne mai împrumutăm, de unde mai plătim pensiile? Asta arată că suntem o țară care trăim pe datorie. Trăim din împrumuturi. Gândiți-vă că din 2019 până astăzi, datoria publică aproape s-a triplat. Vedem că, în continuare, în loc să existe mai mult echilibru și mai multă prudență, chiar din graficul prezentat de dumneavoastră, au crescut cheltuielile de personal și cheltuielile cu bunuri și servicii. Deci, dacă se va merge în acest ritm, ajungem în situația pe care a adus-o la cunoștință domnul ministru Ialomițeanu. Pe, în altă ordine de idei, numai anul trecut am plătit dobânzi de 31 de miliarde de lei. Anul acesta vom plăti mai mult. Situația făcută este în luna aprilie. Haideți să nu uităm că săptămâna trecută statul s-a mai împrumutat cu 600 de milioane de dolari de la Banca Mondială, datoria pe care împrumutul făcut față de Statele Unite, cele 2 miliarde, și totuși împrumuturile curg în continuare. Pe data de 15 octombrie trebuie să dea o soluție către Comisia Europeană, o soluție prin care să reducă cheltuielile. Un grafic de reducere a cheltuielilor, astfel încât să încercăm să reducem deficitul. Pe 15 octombrie 2024, 15 octombrie, da? Eu așa știu. Adică post încasării pensiilor recalculate. Da, eu cred, deci părerea mea este că pensiile se vor da. Nu cred că în an electoral va exista o problemă în a da, a aloca banii pentru pensii. Dar este sustenabil. Dar văd anul 2000... Adică și post-octombrie este sustenabil, pentru că, doamna Pârcălabu, teoretic, în bugetul de pensii, care nu e un buget separat într-un cont de trezorerie este, sau ce? Este un buget separat. Se întocmește execuție dar bugetară distinctă. Dar datorită faptului că cheltuielile cu pensiile nu sunt suportate în totalitate din veniturile încasate din contribuții și se acoperă din subvenție acordată de la bugetul de stat, suntem în situația în care, și iarăși suntem acum într-o cale din care nu mai putem ieși, prin faptul că în Planul Național de Redresare și Reziliență, cei care l-au întocmit, au înscris atunci la capitolul de stabilitate fiscală restricția aceasta privind încadrarea cheltuielilor cu pensiile într-un procent anume. Și de aceea găsim... Nu mai este. Da, dar plecând de la această constrângere, găsim în legislația de pensii... Sunteți în eroare. Nu, dar lăsați-mă să-mi duc ideea până la capăt. Dacă mă contrazice, să știți că... Dacă s-a aplicat acel procent de 11,9%, pensiile puteau să crească în 2022-2023 și acum puteam să eliminăm toate inechitățile dacă ne raportam la acel procent. Da, nu mai avem acel procent, dar nu mă lăsați să duc raționamentul până la capăt. Lăsați că doamna făcea până la urmă, dădea un exemplu și voia să ajungă la altceva. Vroiam să formulez o concluzie, pentru că această lege a pensiilor și implementarea ei este un jalon în PNRR. Ori pentru a îndeplini, a fi considerat îndeplinit jalonul din PNRR, chiar dacă acea restricție de 9,4 nu mai este înscrisă, avem această condiționalitate privind cheltuielile cu pensiile. Și atunci
De aceea găsim în acel articol acea prevedere că dacă se depășește datoria publică să fie, să nu mai fie majorată valoarea punctului de referință. Întrebare scurtă. Ați spus așa, că din ceea ce se colectează, nu acoperă ceea ce se plătește. Nu. Care e procentul neacoperit? Păi, procentul neacoperit era undeva între 25 și 30%. Dar aici trebuie să vedem cum am gândit și partajarea obligațiilor fiscale, pentru că știm că avem contribuțiile sociale la 25%, ele aflându-se în totalitate pe seama angajatului. Și deși din punctul de vedere al sistemului public de pensii ele sunt insuficiente, dacă ne ducem în partea cealaltă și ne situăm în postura angajatorului, ele sunt împovărătoare pentru mediul de afaceri. De aceea totdeauna trebuie găsit un echilibru în modalitatea în care ne construim obligațiile care sunt fie pe seama cetățeanului, fie pe seama întreprinzătorului. Și avem această asumare a statului de a plăti obligațiile privind pensiile, pentru că inițial sistemul de pensii s-a dorit a fi autonom, dar chiar de la implementarea lui în 2001 ne-am trezit că el nu mai este autonom. Hai cu oamenii, iertați-mă, doamna Dăncilă, dar așteaptă oamenii. O să aflăm niște povești, să ne cunoaștem. Domnul Ivan, bună ziua! Bună ziua! Domnul Ivan, înainte să ne spuneți problema, eu am văzut o întrebare de la dumneavoastră, pe mine m-a dat peste cam, nu știu dacă e posibil așa ceva. Spuneți-mi și mie de unde sunteți și ce ați lucrat și unde. Eu am lucrat în construcții. Constructor. Instalator. Bravo, uite, e greu de găsit un instalator bun acum, domnul Ivan. De unde sunteți deloc? Sunt ardelean, dar de mult timp sunt în București. Da, corect. Asta e, toată lumea e în București. Bun, ziceți, domnul Ivan, mie mi-a atras atenția la întrebarea dumneavoastră câte dosare poate avea un pensionar, că dumneavoastră aveți doar 4. Aici am glumit. Cum vine asta? Nu 4, ca mai multe. Problema este în felul următor. În 2013... eu mi-am băgat dosarul de pensionare, deși nu aveam 65 de ani. Dar toți ăștia pe cartea de muncă, în 2000 când mi-au închis-o, aveam 16 ani, 11 luni și 25 de zile. Plus că ăsta mi-a refuzat dosarul că nu avem 65 de ani. Și cum mențiunea că grupa de muncă nu a fost valorificată. Am contestat decizia, în 2017 am fost pensionat la limită de vârstă, cu aceleași ăsta, vechimea, 16 ani, 11 luni, 25 de zile, plus armata, 18 ani, 4 luni și câte zile mai sunt. Fără pe buletinul de calcul a deciziilor, am pe decizie am un dosar, pe buletinul de calcul am alt dosar. Deci vechimea până în 2017, din 2000 până în 2017, deși este afișată în buletinul lor de calcul, mie nu îmi apare în decizie. Îmi apare doar acei 18 ani. Și de asta acum, dacă am atâtea dosare pe buletinile de calcul, ce vechime, ce punctaj, ce să-mi aleg? Că nu știu care cum să ia. Plus, păi aveți o decizie, nu? Aveți o decizie sau aveți și mai multe decizii? Decizie, dar prin degeaba, niciuna pe buletinul de calcul nu corespunde una cu cealaltă. Pentru că, stați un pic, câte decizii aveți? Haideți, că cred că am înțeles care e problema. Ați înțeles? Stați așa, că doamna Părcălavu a înțeles, că știe mai bine ca noi. Este vorba de faptul că o persoană care se înscrie la pensie primește... Gata, domnul Ivan, gata, vă explică doamna Părcălavu. Primește un număr de decizie care corespunde cu numărul de dosar și pe care îl regăsim înscris și pe talonul de pensie, cel în baza căruia se încasează pensia lună de lună. Numărul acela este unic, se păstrează... Stați un pic, domnul Ivan, să zic că și doamna și ziceți dumneavoastră. De la momentul înscrierii la pensie până când va ieși din sistem. Pe cuponul de pensie
mi-a afișat primul dosar ăla din 2003. Faptul că... Haideți să... Că cred că am înțeles care e problema. Faptul că în buletinul de calcul, care e o anexă sau o dezvoltare a elementelor din decizie, nu corespunde numărul dosarului, este o eroare și atunci ar trebui să meargă la Casa de Pensii să se lămurească cu acest, cu privire la acest aspect, că probabil a fost încurcată documentația în momentul în care a fost expediată decizia cu anexele corespunzătoare. Deci dosarul are un singur număr, dar deciziile pot fi mai multe. Faptul că se revine pe recalculare, pe adăugare de spor din diverse motive asupra acelei decizii, decizia va purta același număr, același număr de dosar, numai că se schimbă data la care a fost emisă decizia și acolo undeva în dreapta sus este o rubrică în care spune este decizia prima decizie sau este decizie de recalculare, adică o revizuire a deciziei de pensie. Deci, domnul Ivan, ați înțeles? Faptul că numărul anilor nu corespunde, trebuie să se clarifice cu buletinul de calcul, să vadă care este buletinul de calcul al dânsului. Dar numărul de dosar e cel care este înscris pe mandatul poștal, pe cuponul de pensie, și numărul de puncte de asemenea sunt cele înscrise pe cuponul de pensie. Hai, ziceți acum, domnul Ivan. Să se regăsească și în decizie. Doamna Pârcăla, eu am primul dosar ăla din 2013, un număr de dosar cu decizia și buletinul de calcul. Pe celelalte decizii, toate le-am contestat și fiecare are alt număr de dosar și buletinul de calcul alt număr de dosar. Aici trebuie clarificat. Dosarul este unic, este numărul dumneavoastră cu codul numeric personal și trebuie să mergeți să clarificați această situație la Casa de Pensii. Păi, iau în stare, bă, am fost, doamnă, nu mă mai trimiteți la casele de pensii, că aia nu fac absolut nimic. Nu știu, dacă îmi dați elementele de identificare, uite, mă angajez să lămuresc eu situația. Bine, domnul Ivar, hai că încercăm să o lămurim, o să ne ajute și doamna Pârcălabu. Mergem la doamna Maria Panciu. Bună ziua, doamna Panciu. Bună ziua, domnul Botin, bună ziua. Stați, ne cunoaștem, sărămâna. Ce ați lucrat și de unde sunteți? Sunt din județul Olt. Am lucrat până în anul, din 1977 până în 1991 ca operator la centru de calcul la Slatina și din 91 până în 2013, când am ieșit pe caz de boală, am fost statistician la Petrom. Oho. În 2013 am ieșit pe caz de boală. Și în 2017 de drept, la 60 de ani și 6 luni. Am un stagiu total de cotizare de 40 de ani și 19 zile, condiții normale de muncă, 35 de ani, 10 luni și 21 de zile. Eu aș ruga pe doamna Pârcăla, un total de puncte 50,38648. M-ar interesa, acum câțiva ani am făcut cerere la unitate să ne dea adeverințele cu salariile brute, unde erau premii, ajutoare de vacanță, salariile compensatorii. Le-am primit după 2 ani, le-am dus la casa de pensie și nu mi le-a luat în cap. Acum m-ar interesa dacă mai trebuie să mai le ducem și ce am înțeles la noastră că au urmărit aproape toate emisiunile de la experții de la dumneavoastră, că trebuie să specifice pe aceste adeveri, alte adeverințe, să specifice cât au fost premii, cât au fost ajutoare, cât au fost astea. Păi dacă mai ne ducem acum și mai stăm 2 ani, avem 68 de ani, nici nu mai apucăm să mai vină ea și să ne le mai calculeze. Mai trebuie să ne mai ducem, să facem alte adeverințe sau o să ia în calcul acestea până în... din septembrie. Având în vedere că adeverințele au fost depuse la Casa de Pensii și se află în dosar, nu mai trebuie depuse încă o dată. Adeverințele cu dovada veniturilor care nu au făcut parte din baza de calcul pentru cei care nu le-au depus până acum și atunci trebuie să respecte formatul
din anexa la legea 360. Ele vor fi, ele au fost evidențiate în procesul de evaluare și nu se, nu e nevoie deci să facă. Deci ele există în dosarul ele acela, există chiar în dosarul dacă nu au fost numai luate că ele în nu au produs efecte prin faptul că legea nu prevedea acest lucru. Că doamna era îngrijorată de, că, pentru că doamna presupun, corectați-mă doamna Panciu dacă greșesc, a adus adeverință că în perioada cutare și cutare a avut salarii compensatorii. Și doamna se teme că trebuie să ia alte adeverințe în care să zică care e perioada, care e aia, să fie defalcate toate astea, prime salarii. În adeverințele acelea trebuie defalcate prin faptul că... De exemplu, premii atât, ajutoare atât, cutare atât. Eu asta mă gândeam că trebuie din nou să ne mai ducem. Nici nu mai știu pe unor fi arhiva după la... Ce să mai... Ele trebuie evidențiate în sensul că nu trebuie suma totală. Dacă a avut premii, a avut într-o lună din anul respectiv și datele se vor încărca la perioada aferentă perioadei în care ele au fost acordate. Pentru că da, doamne, există... acolo în adevărințele alea că le am și eu, că da, cu 4 ani. Spune brutul în luna respectivă. Eu acum nu specifica acolo care sunt premiile, care sunt ajutorul de vacanță. Scria brutul. La sfârșitul adeverinței, total venituri. Spun, la sfârșitul fiecarei adeverinței se specifica unitatea a virat. CAS, CASS, ce mai trebuia să prestați. Ceea ce vreau să spun este și faptul că dacă se vine, de exemplu, cu sumele compensatorii care au fost primite și au fost plătite pentru o perioadă de mai multe luni într-o singură lună, dacă ele nu sunt defalcate pentru perioada pentru care s-au acordat, există riscul ca ele să fie trecute în luna în care se precizează în acel document, iar acea perioadă să fie într-o situație în care baza de calcul era plafonată. Și să zicem că o persoană a primit 20.000 de lei, atunci chiar dacă îi se încarcă datele în luna respectivă și legea spunea că baza de date, da, aceea. Ele trebuie eșalonate da, pentru aia cine a mai scos-o pe aia cu baza de calcul plafonată? Păi legea, așa a fost nu legea de-a lungul timpului. Și... Pentru că fiecare dar, a avut putere și a fost dar dacă s-au plătit CAS-ul pentru toată, că asta e principiul legii, pentru toate sumele câștigate, dacă au intrat în calculul CAS-ului, e pe contributivitate și trebuie plătită, luate în calcul. Da, numai că ele trebuie defalcate. De exemplu, nu vii și spui că ai primit, să zicem, 3.500 de lei într-o lună, fără să spui, era 2.800 salariu, 150 de lei, nu știu ce primă, ce spor. Ele trebuie defalcate da, pentru că și în aplicația informatică sunt rubrici distincte. Ziceți, doamna Panciu. Domnul Botin, noi am, când am făcut acum 6 ani, când le-am luat noi adeverințele astea și le-am dus la casă de pensii, spuneam așa, mie înainte mi-a trimis buletinul de calcul. De exemplu, era într-o lună, când am fost eu cu ajutorul de vacanță, să zicem, aveam brutul 80 de milioane vechi. Și mie mi-a calculat la 50 de milioane, că am văzut în buletinul de calcul. Păi nu era normal, că mi-a oprise pentru ea 80 de milioane. De ce mi-a calculat pensia la 50 de milioane sau 40 de milioane de ză? Și acolo scrie, deci pe an, brutul, atâta încutare, nu scrie de falcat. Premii atât luna asta... Dar scrie ca, ca rubrica de premii și în statul de, de plată se evidențiau rubrici distincte. Da, doamnă, cine credeți dumneavoastră că linge toate, că am fost și eu... Dar nu e vina doamnei Purcălabu. Aici eu cred că sunt cei care au eliberat acea adeverință. Eu cred că acolo e buba. Nu, domnul Botin, că atunci la vremea respectivă am cerut bruturile, salariile brute, că așa s-a spus. Și salariile brute a luat în calcul pentru ce am plătit noi. Impozicia, CASS. De exemplu, mai ne dădea de ziua femeii, le băga și pe alea la impozii sau... Ziua no, haideți, ca un alt regim fiscal, cele premiile nu, de ziua doamna Pârcălab, toate da. Sumele din statul de plată, pentru ele s-a calculat CAS și cred că este incorrect din partea Casei Naționale de Pensii, acum să caute chichiță. Pentru că dacă ai total venituri dacă... brute, ai calculat CAS-ul. Și asta da, eu mă pun și în postura, în postura funcționarului de la Casa de Pensii, unde nimeni nu se pune caută chichiță ca să respingă
Nu, că hai să vorbim. Oamenii au nelămurirea. Oamenii au nelămurirea. Dar ce facem cu legalitatea? Că dacă doamna Pârcălabu e funcționar, nu știu, șef de birou acolo și trebuie să dea o decizie și n-are actele sau sunt legile așa cum au fost, vina nu e nici la oameni, oamenii n-au niciun fel de vină, dar nici la funcționar, e la lege. Da, că legea e ciudată. În perioada respectivă, un exemplu vă dau, pe speța pe care ne-o prezintă doamna, da? I-a fost luat în calcul salariu, cum zicea legea, pe care i l-a luat din carnetul de muncă. Salariul, pe exemplu, pe care l-am dat, a fost de 2800. Acum vine cu venitul brut, care e de 3500. Diferența unde o încadrează, care are niște rubrici. Acolo e un funcționar, are și el niște limite. De aceea e bine să fie evidențiate, pentru că în statul de plată știți foarte bine, domnul ministru, că erau rubrici distincte pentru corect, fiecare sumă acordată. Acum, ce relevanță știți, nici doamna, nu putem să generalizăm această indulgență în documente. Ce relevanță are natura venitului dacă pentru venitul respectiv s-a calculat CAS? Care e relevanța? Corect. Care e relevanța? N-are nicio relevanță. Dacă n-are nici, eu înțeleg de la doamna Pârcălabu că n-are nici fundament legal. Că aici e nebunia lui Salam. Domnul Botin, legea spune pentru toate sumele pentru care s-au plătit CASE, intră în calculul recalcularea pensiei. Asta care e legea? Da, dar legea după aceea în detaliile ei spune și păi modalitatea nu, în care... Intrați în detaliu ca să implicați atunci oameni. Nu mai intrăm, domnul ministru. Păi dar ce facem totuși, domnul ministru? Nu-i doamna... Stați un pic, domnul Ialomițeanu. Nu e doamna Pârcălabu, ca și sublinia foarte clar. Ce facem cu funcționarul... Nu, domnul Ialomițeanu. Ce facem cu funcționarul de la casa de pensii? Că acolo este problema, da? Că știți cum e, pot să zic așa, toată lumea are dreptate, că în bancul ăla. Bun, dar cea mai mare problemă e ce facem cu legea. Că ăla de la casa de pensii zice, bă, dar legea mie îmi zice că aici... Și ce facem? Aici e întrebarea mea. Domnul Botin, aș mai avea o întrebare la doamna. De exemplu, atunci când am depus noi adeverințele în județul Argeș, s-au luat în calcul. La noi nu s-au luat la Olt în calcul, spunându-ne că se iau după caz. Depinde care caz o fi fost. Asta e bună rău. Nu e o procedură unică la nivelul calității. După cazul ăsta cum este. Abia aici e o chestie foarte tare. Doamna Panciu, nu vă putem lămuri. Îmi cer iertare. Dar nu vă putem lămuri. Chiar. Să rămână. Domnul Botin, să vedeți câte adeverințe pentru care s-au plătit bani nu vor fi luate în calcul de casele de pensii pentru că se caută chichițe și nu principiul legii. Dați o pic, că noi n-am murit, aici suntem. Stai, păi că de-aia apelăm la experți, da? Deci am o rugăminte. În general, când vorbim așa, vorbim despre niște lucruri care sunt extrem de complicate, sunt foarte multe chichițe legislative, dar nu cred că cineva caută acum să ia pensia lui Stoian. Deci nu cred că despre asta e vorba. Credeți dumneavoastră că funcționarul de la casa de pensii e el așa înrăit când se duce acolo să da, să cine mă, Mircea, da, să-i luăm pensii. Eu nu cred că e asta. Eu cred că ori unii habar n-au, ori legea este făcută, sau legile astea au fost imbecile. Pensii calculate greșit, doamna Pârcălab, dacă sunt atât de mari specialiști la casele de pensii. De ce au fost atâtea greșeli? Și știți că în 2015 s-a dat și o lege privind amnistia, pentru că au fost foarte multe greșeli. Domnul ministru, unde se formează acești specialiști în casa de pensii? Că predați acolo la... Păi la casele de pensii. Avem o școală care să formeze specialiști în pensii? De cei pe care îi vedem prin studiourile TV? Nu, dați-mi voie să vă răspund. Haideți. Eu că nu e glumă, e cam amară. N-ai cum să formezi specialist în pensii, dar știți de ce? Și știți că sunt plătiți. Știți de ce? Că n-avem manual, doamnă, pentru că manualul ăsta se schimbă fiecare an. Nu? Și sunt ce plătiți mai prost decât... Hai, domnul Costea, Gheorghe Costea, vă salut. Alo? Da, vă salut, domnul Costea, cu respect, bună ziua. De unde sunteți și ce meserie ați avut? Bună ziua! Bună ziua! Deci numele meu este Costea Gheorghe, sunt din Târgu Mureș, de meserie inginer chimist. Am lucrat circa 11 ani de pe cadrul Azomureș de fotosensibile și vreo 25 de ani în mediul privat.
Okay. Întrebarea mea punctuală ar fi următoarea. Pe decizia de pensionare, la litera G, punctul 1, am număr total de puncte realizate 64 și la punctul 2 vorbește despre punctaj mediu anual realizat 2,07. Bănuiesc că punctajul mediu realizat este obținut prin împărțirea numărului total de puncte la stadiul complet de cotizare prevăzut de lege, care era 35 de ani la momentul pensionării mele în 2017. Din formula de calcul, deci număr de puncte împărțit la 35 de ani egal cu 2,07, bănuiesc că pot să scot numărul total de puncte realizate. Dacă da, numărul total. Eu am citit mesajul dumneavoastră și chiar vă felicit pentru acuratețea cu care v-ați formulat cererea și dovadă că avem pensionari instruiți și au înțeles exact care este mecanismul. Dar raționamentul e cel pe care dumneavoastră l-ați prezentat, adică plecând de la punctajul mediu pe care îl aveți, care include și sporul dat de coeficientul de corecție, împărțiți, așa cum bine ați spus, punctajul mediu la coeficientul de corecție și apoi înmulțiți cu 35 și obțineți numărul total de puncte, care de altfel este și înscris pe decizia de pensie. Numărul total de puncte este undeva înainte de punctajul mediu. Și atunci acela este numărul total de puncte cu care vă va fi recalculată pensia, la care se adaugă punctele de stabilitate. Raționamentul este corect. Doamna Pârcălabu, vă rog să-mi permiteți să punctez următorul lucru. Dacă calculez numărul total de puncte realizate înmulțând pe 35 cu 2,07, obțin 72 de puncte. Nu. În egală măsură, pe decizia mea de pensionare, la punctul G1, zice număr total de puncte realizate 64, au zis că nu, că nu merge aritmetica așa. Va fi luat în calcul. Domnul Costea, ce că nu merge așa aritmetica, dar nu știu de ce. Păi de ce, doamnă? Scoateți punctajul mediu dat de coeficientul de corecție. Coeficientul de corecție s-a aplicat după calculul punctajului mediu. Și atunci, împărțit punctajul mediu la coeficientul de corecție, obțineți punctajul mediu fără coeficient de corecție și pe acela îl înmulțiți cu 35, cât a fost stagiul complet de cotizare conform legii. Și acela este numărul total de puncte. Deci 64, adică numărul mai mic. Elimină coeficientul de corecție. Așa este? N-am înțeles. Deci mie mi se elimină coeficientul, se elimină coeficientul de corecție. Coeficientul de corecție a fost aplicat la punctajul mediu și atunci noi, nemai operând cu punctajul mediu, ne întoarcem la numărul total de puncte, care era calculat anterior. Da. Bine, Mircea, mulțumesc, domnul Costea. Mircea, ești matematician? Nu. A? Ai înțeles-o pe asta? Deci înmulțești cu coeficientul cu punctajul mediu, ori 2, împărțit la 4, ori 6, minus 4 și mai aduce adeverință. 43. Mi-a adăugați un... Mă uiți siderat la doamna. Deci ăla care a scris culegerea aia, Gheba, știți pe Gheba, domnule Lănițeanu? Deci ăla nu scotea, deci asta nu mai, nu mai. Și chiar în jurături și aici pe Messenger. Fără jurături. Eu nu înțeleg, adică pe mine mă depășește cu puncte de corecție, cu eu am 44 de ani munciți, munciți pe brânci. Grupa a doua, o parte... De stabilitate. Da, n-am întrebat în viața mea, nu m-am dus să întreb, dar de ce am pensia atât de mică sau de mică, că e mică. Stați că acum o să vă majoreze. Așa. De ce, nu înțeleg de ce nu există un sistem coerent. Că am înțeles că a existat o lege. Așa, pentru că de câțiva ani, zeci de ani, se discută de sistemul de pensii, se discută de sisteme de calcule și așa mai departe. Vin tot felul de domni și doamne care ne fac capul mare cu tot felul de, cu indici de corecție, de aia. Mai trimitem și oamenii să-și ia adeverințe pe niște bani grei ca după aia casele de pensii să nu le ia în considerație. Păi, iertați-mă, nu e ușor, adică dumneavoastră care sunteți specialiști, nu trebuie să simplificați sistemul ăsta, să devină transparent. Nu m-a întrebat pe mine, că n-am fost parte la această, doamne, construcție. Adică în momentul în care trebuie să existe un sistem transparent și eficient de calcularea pensiilor. Astfel încât în momentul în care ieși la pensie, să știi pe ce bani, cum îți construiești viața mai departe.
Stai, Mircea, că ești te doare mintea. Aceasta a fost și principiul de la care s-a plecat. Sistemul acesta public de pensii de tip pay as you go, adică plătești acum contribuția și vei primi din contribuțiile celorlalți când vei fi la pensie. În teoria aceasta, asigurări sociale se încadrează în sistemul de pensii de tip beneficiu definit. Adică eu acum plătesc și voi ști care va fi beneficiul meu când ajung la pensie. Numai că formula și ceea ce încercăm noi să facem de 20 de ani prin faptul că avem acum contribuțiile contorizate începând cu aprilie 2001. Și dacă ne ducem la casa de pensii și cerem o adeverință de stagiu de cotizare, o să vedem și numărul de puncte realizate. Da? Avem acest lucru. Da. Dar pe noi ne sufocă perioada de până atunci ce s-a întâmplat. Bun, ok. Am zis cinic, așa cum sunt eu, îmi pare rău, dragilor, dar o să scăpăm și de povestea asta când săracii pensionari care au lucrat până în 2003 și n-au fost ei contorizați în sistem și asta o să ducă într-un loc mai bun, frate. Deci, nu, deci e nedrept ce spun acum, dar nu se poate altfel. Zău, de cinicile, doamna inginer Dăncilă, doamna indice de corecție, boții cu 2 ori, 4, 6, hai să mai rămân telefon, că acum am un om care nu se poate pensiona, deși zice că are dreptul. Domnul Dumitrașcu, bună ziua! Bună ziua! De unde sunteți? Cu ce v-ați ocupat toată viața asta? Sunt din Dâmbovița și toată viața am fost tipograf. Oho, ce tare! Și bravo! Ia ziceți, ce problemă aveți? Vreau să știu dacă în luna septembrie care urmează aș putea să-mi depun dosarul de pensionare. Pentru că am în total 43 de ani de muncă, dintre care 17 ani în grupa a doua. Amin. Și scădem armata și ce-a mai fost, mergem, să spunem, pe 40 de ani. Vreau să știu dacă mă pot pensiona. Păi aveți vârsta. Păi am 59 de ani împliniți. Ah, deci cumva pensionare înainte de vârstă, dar cu atâția ani de muncă. De la 16 ani. Aha, ok. Da, în funcție de numărul anilor din grupa de muncă, ar putea beneficia de reducerea vârstei de pensionare, dar aici e calculul, nu putem să-l facem acum pe o convorbire telefonică. Dar începând cu luna septembrie, având în vedere că s-a diminuat numărul anilor care trebuiesc îndepliniți la stagiul de cotizare peste 35, cât zice legea, se poate pensiona începând cu septembrie. Și vă răspund, cu 5 eu, ani înainte. Vă răspund eu, dacă aveți evidențiate în cartea de muncă sporurile de toxicitate și așa mai departe, nu mai trebuie să cărați adeverințe, că presupun că sunt deja acolo. Bine, vă salut, domnul Dumitrașcu, o să luăm publicitate, o să revenim cu voi și cu telefon imediat în 100%. Dar, din păcate, nu mai avem în ediția asta timp de telefoane. O să luăm și mâine la aceeași oră. Doamna Dăncilă, doamna Pârcălabu, domnul Ioan Mițeanu, Mircea Enstoian. Cumva mai e o lună până la 1 septembrie. O lună. De mâine. Da? O lună. Probabil că pensiile vor fi recalculate, la unii vor crește pensiile, la unii chiar substanțial, la alții mai puțin. Nici o pensie nu va scădea. Dar nemulțumirea va fi și va rămâne. Aici cum poate fi amenegeriată? Pentru că legea asta nu e cea mai bună lege care se putea găsi. Și vă întreb acum dacă ne-ar trebui totuși să copiem un alt model. Acum să venim să copiem un alt model după 20 și ceva de ani în care ne-am chinuit să implementăm o lege, este foarte greu de copiat alt model, pentru că iarăși ne întoarcem la istoric. Și ce? Ca să gândim un alt model, cum îi transferăm pe cei care îi avem în pensie la acest moment. Modelul poate fi ce de la momentul în care gândești un alt model și vor intra în sistem. Dar ce faci cu cu translatarea aceasta? Să ferească Dumnezeu. Deci am avut dreptate. Deci când ajungem la adeverințe, la asta, închis la noi. Nu să putem gândi un alt model în acest moment. Da, nu, legat de adeverințe, doamna Pârcălab, trebuiau Casa Națională de Pensii să încheie
convenții cu firmele care dețin documentele și vedeți câte probleme sunt legate de elementele pe care trebuie să le furnizeze și dacă se încheiau convenții pentru adeverințe, știau cei de la Casa Națională de Pensii ce date să ceară și pentru că și la acele firme nu sunt speciali să citească un stat de plată și atunci se evita această situație. Acest în care lucru se poate face și de acum încolo, adică se pot face întâlniri cu deținătorii de arhive mediate de arhivele naționale și să facă instructaje. Nu știu dacă au citit cei de la firmele care dețin datele, n-au citit legea sistemului de pensii. Și să vedeți bun, doamna Dăncilă, bun. Domnule Lomințeanu, nu mai avem timp, vă rog, doamna Dăncilă, ca și răspuns. A spus că nicio pensie nu va scădea, dar vor fi pensii care vor rămâne la aceea sumă și culmea că aceste pensii sunt pensiile mici. Și cred că trebuia luat articolul 152 din legea 127, prin care celor care nu aveau posibilitatea să aducă adeverințe, pentru că sunt arhive care au ars, care au fost distruse, să li se dea un procent de 10%, pentru că oamenii aceia au muncit. Da, așa din păcate nu mai avem timp. Vă mulțumesc tuturor pentru prezența în emisiune. Mergem în studioul știrilor. Acolo este Raluca Țigneanu, pregătită pentru Daytime News. Bun găsit, Raluca! Bine te-am găsit, Laurențiu. Doamnelor și domnilor, avem date noi halucinante în cazul doctoriței ucise în cabinet. S-a găsit un nou ADN sub unghiile victimei. Zilele trecute, principalul suspect susținea că nu este el în imaginile anchetatorilor. Datele exclusive le aflați de la Fix. Când vedeți și informații de ultimă oră despre profesorul acuzat că a violat doi elevi, a încercat să se sinucidă, ce spun medicii care încearcă acum să-i salveze viața, de ce a recurs la acest gest, în ce fel vroia dascălul să-și ia viața, ce mesaj de adio a lăsat, o să vedeți imediat. Avem și primele concluzii în cazul morții influencerului Andrei Versace. La necropsia a ieșit că organismul său a cedat după ce nu ar mai fi reușit să metabolizeze cantități mari de alcool, datele la Daytime News. Iar de la Fix, profesorul Mircea Coșa ne explică paradoxul uriaș legat de salariile românilor. S-au triplat în ultimii 10 ani, dar doar pe hârtie, pentru că românii o duc prost, din ce în ce mai prost. Calculele exclusive de la Fix vă aștept atunci la Daytime News. Laurențiu, mă întorc la tine. Mulțumesc, Raluca. Mâine la 3 fără 3, ca de obicei, să ne vedem cu bine.